20 de ani au trecut de când Ștefan Bănică Junior urcă an de an pe scena Sălii Palatului din București cu concertele sale de Crăciun. Anul acesta, pe 8, 9 și 10 decembrie, artistul a performat din nou în fața fanilor săi, care au aplaudat, au cântat și s-au simțit bine pe muzica artistului. Și anul acesta, cântărețul a avut nenumărați invitați, printre care Loredana Groza, Misha Miller, dar și Mircea Baniciu și Ovidiu Lipan Țăndărică. După cele trei zile de spectacole la Sala Palatului, Ștefan Bănică Junior le-a dezvăluit fanilor săi emoția care l-a cuprins. Am avut trei seri pline de emoție, bucurie și energie la concertele de Crăciun din acest an de la Sala Palatului. Le mulțumesc tuturor celor au fost alături de noi, publicului extraordinar din fiecare seară, invitaților speciali Loredana, Ovidiu Lipan Țăndărică, Mircea Baniciu, Misha Miller. Mulțumesc trupei mele rock'n'roll Beyond the 50 și să, dansatorilor de la Cobodance, întregii echipe din spatele acestei producții, tuturor colaboratorilor și partenerilor. Au fost trei seri magice, care sper să vă rămână în suflet. Persoană cu mâinile împreunate, pom de Crăciun cadou împachetat, minge cu confeti, minge cu confeti, a transmis artistul. Tot el a arătat și imagini de culise, după finalul fiecărui concert. La Sala Palatului, Ștefan Bănică Jr. a organizat și o sesiune de poze și autografe cu fanii săi. Mulți au mers să-l cunoască, să facă poze, să-l strângă în brațe și să mulțumească. Sunteți sursa mea de energie pentru tot anul. Nu există Crăciun fără concert, i-a zis o tânără lui Ștefan Bănică. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.